Republica Moldova avem suficienți consilieri trimiși de către Uniunea Europeană, plătiți destul de bine. Mulți din ei primesc salarii lunare peste 10.000 de euro. Nu toți merită acest salariu, din punctul meu de vedere. Dar sunt și specialiști foarte buni de evaluare care, într-adevăr, ajută Republica Moldova. Dar ce minte trebuie să ai ca să primești 10.000 de euro la Chișinău? Și 12.000, și 13.000. Și pentru sfat, asta e regula. Nu vreau să critic acest lucru. Noi trebuie să fim recunoscători că Uniunea Europeană ne alocă nouă consilieri care trebuie să ne ajute. Din păcate, nu toți din ei sunt suficient de bine pregătiți pe domeniu. Dar sunt și oameni excelenți de buni, fără de care ar fi fost mult mai greu să ne mișcăm pe calea noastră care o avem. E 10 de consilieri sau 100 de consilieri? Nu, cred că 10, nu vorbesc de sute.